Salut, prieteni! Azi, la fel, este duminică, ca de obicei, și eu în fiecare duminică fac un videorolic și pun pe canalul meu. Azi mi-a venit o idee să mai povestesc din nou despre armata sovietică, cum am făcut noi armata sovietică. Și vreau să povestesc un caz concret din armată, ce s-a întâmplat cu mine. Adică, rolicul meu a să numească cam într-așa fel prin ce se deosebesc moldovenii de caucazieni. Fiind în armată, la mine în rota mea unde am slujit eu, era undeva 140-143 de soldat. Este undeva într-un carnet unde scris cât soldați eram eu. Eu fiind sergent în armată, asta a fost anul 2, dar primul an. Eu vreau să povestesc niște cazuri din armată în primul an de slujbă. Ce s-a întâmplat cu moldovenii de acolo. Noi eram în rota dată trei moldoveni, adică trei băieți care eram din Moldova. Eram eu, un băiat Andrei și unul Oleg, care toți erau din Chișinău. Și vreau să povestesc un caz mai amănunt așa. Eu, de obicei, soldață, pe rând, când ne vine rândul, se duc la bucătărie și fac, pregătesc product pentru ospătărie unde se face mâncare. La noi, în rota noastră, de obicei, unitatea noastră să mâncare făceau soldați, bucătari care erau acolo. Și undeva o dată în lună, dacă nu mă greșesc, noi ne ducem undeva 30 de băieți și pregătim producții pentru a doua zi. Curățăm undeva în jur la 400 de kg de cartofi, adică dacă era mâncare din cartofi piure, facem undeva la 400 de kg, curățăm noi, acești 30 soldați. Dar dacă era borș, ceva felul întâi, numai folosăm cartofile, undeva 200-250 de kg. Și adică după ora 7 noi ne duceam, undeva până la ora 12, dacă curățăm 400 de kg, înseamnă că noi avem de lucru undeva până la ora 1 de noapte. Așa, aproximativ. Depinde cum curățăm. Și am să vă spun de ce așa greu curățăm cartofile. Dar dacă curățăm 200-250 de kilograme de cartofi și ceapă acolo, noi curățăm mai devreme, adică mai repede scăpăm, undeva până la ora 10, dar la ora 10, după cum știu toți bărbați care au făcut armata, era, toți plecau la culcare, adboiul, cum se zice la noi. Și vreau să zic, în ziua aceea, noi ne-am dus și am curățat cartofi, am făcut tot cum scade și după aia asta, adică era 300, mă greșesc, scuzați-mă, 250 de kilograme am curățat și noi am fost liberi mai înainte. Și după asta, noi ne odihneam. Dar vreau să spun niște amănunte. Dintre acești 30 de soldați, dacă curățăm undeva vreo 10 băieți, încă e bine. Restul stăteau, se uitau, fumau afară și nu făceau nimic. Ne controlau pe noi. Adică cine erau acești soldați care nu curățau cartofi și nu făceau nimic? Erau caucazieni, sigur. Erau gruzini, ciceni, asitini, nu și multe naționalități, n-a să-i numesc pe toți. Cine curăță cartofi, adică cine lucra? Lucrau uzbeșii, desigur că și noi moldoveni, asta e 100%, toți lucram. Ei vineau și ne controlau, adică se uitau. Dacă cineva din noi nu curăță cartofi, ei puteau să sai la bătaie, să ne dăie cu un pumn în bot sau cu un picior în fund și așa mai departe. Dacă
curățam toți cartofii, desigur că noi undeva în 2-3 ore erau terminat. 30 de soldați, puteți vă închipiți, dar așa 10 soldați, 12, depinde, nu mai țin minte precis. Și vreau să spun că caucazienii la noi în armată erau primul plan. Ei toți se deschideau, curățenii ei în cazarmă nu făceau lucrări așa care pe la Hoznujdu, unii duceam noi la fermă acolo, la noi, unitatea noastră era o fermă de porci, trebuie de prelucrat. Acolo la fel când plecam, ei niciodată nu lucrau, lucrau uzbeșii și vă doi ruși erau acolo, ucraineni, moldoveni, așa, vă câțiva erau, vă doi de ce, vă doi de ce. Și iată așa 2 ani de zile a trecut. Eu în povestind acest rolic, am spun și fotografii, am să vă arăt printre povestirea mea, am spun fotografii din armată și am să priviți cazul ăsta. Mai departe vreau să povestesc un alt caz, tot în primul an de slujbă. La fel, eu am avut conflict cu un uzbec. El era ajutorul lui comandirul adilenii. Eu am să folosesc cuvinte rusești pentru că n-am timp să traduc în limba română. Acolo moldovenii care se uită la aceste video, ei știu limba rusă, așa că nu e nimic strașnic. Și am avut un conflict. Vreau să zic, în adilenia mea era comandir primul an un uzbec. Și acum țin minte, familia e Gamberdiev. Eu, pe mine m-a pus, că eram mai mare de vârstă, m-a pus ajutorul lui. Adică, în limba rusă, să zice, zam comandir adilenii, așa spune. Ajutorul lui comandir. Eu n-aveam grad primul an, pe urmă mi-a dat gradul de sergent, dar la început eram așa. Și când stăteam în rând, undeva mergeam, eu eram totdeauna a doilea după dânsul. Și vreau să spun că în zvodul meu erau 3 adileni, adică câte 15, 14, 16 soldați. La noi tare mult soldați erau în rot față de altele. Acest uzbec, care era din alte adileni, el era fix ca și mine, avea ajutorul lui comandirul adilenii. Și totdeauna avem conflict cu dânsul. Și unii ne întâlnim, noi ne hărțuiem unul pe altul. Și el mi-a spus într-o zi că eu am să mă lămuresc cu tine, am să îi s-o iei la cap și îi primești bătaie cândva de la mine. Bine, domnule, am să lămurim noi. De mai multe ori mi făcea probleme. Și când odată noi am fost de serviciu în ospătărie, făceam curățenie. Adilenia mea făcea curățenie în ospătărie. Noi am plecat acolo, am făcut curățenie, ospătăria era foarte mare, încăpeau sute de soldați acolo, mâncau, dacă nu mă greșesc undeva, era din formată din două părți. Undeva, nu știu, vă spun precis, rota noastră era 140 în partea și mai scurt 4 roți odată, asta se primește undeva la câte 100 și ceva, undeva aproape 500 de soldați mâncau odată. Era o spătărie foarte mare. Era două săli. Și vreau să zic, iată cazul ăsta. Noi am terminat de făcut curățenia și ne-am așezat pe scaune și așteptam alți băieți cum făceau curățenia acum. Se apropie de mine uzbecul ăsta și încă 2 soldați. Unul era gruzin, a doilea era grec, undeva tot din Caucaz. Fizic erau foarte zdraveni, așa cum mult mai zdraveni decât mine. Și uzbecul ăsta care am avut eu conflict, începe să apuce de mine, de ce eu mă țin așa de borză, de ce așa, de ce așa, așa mai departe. Și m-a lovit odată. Sigur că eu, fiind și eu tot soldat ca și dânsul, i-am răspuns, am tras și eu un pumn în bot, dar pe urmă aici doi care erau, nu poți un
băiat tânăr să bat cu trei. Nu suntem noi vândam. Și după și l-am lovit eu pe acest uzbec. Acei doi au început să sară la mine și m-au bătut așa de tare, mai scurt, că eu am căzut jos. Acolo era cimentul unsuros, așa mi-a fugit picioarele și am închicat jos momental. Fii cu picioarele m-au bătut. Dar ce vreau eu spun? În timpul ăsta când mă băteau acești soldați, moldovenii mei, adică aici care am spus eu mai înainte, Andrei și cu Oleg, care erau tot din Chișinău, pământeni de mei, zemlechii, cum ne zicem noi, erau pe scaune și se uitau. Toată scena asta ei au văzut-o și vreau să spun că unul avea 2 metri înălțimea, zdravân, chiar era sportiv, era basketbolist, a doilea la fel era zdravân, fizic, tot așa, Oleg, un ucrainean din Chișinău. Nișunul dintre acești moldoveni n-au sărit să mă ajute, să-i dispartă ceva, nici un cuvânt n-au spus, s-au uitat. Dar, în schimb, cineva din băieții mei, care eram dintr-o adelenie, uzbeci erau venit și nu, eu apucat pe băieții ăștia și odată într-o parte, au spus, dați-i pași, n-al bateți, că băiatul ăsta e bun și așa mai departe. Și iată și vreau să spun, cazuri de astea în armat, foarte des am pățit, vreau să spun că moldovenii în străinătate e strădători, nicătând la ce, că eu tot sunt moldovan. Față de caucazieni, ei când se întâlneau ziua cu colegii ăsta, cu pământeni de-a lor pe teritoriul cazarmei, plațului unde ne întâlneam, ei se cuprindeau, se sărutau chiar câteodată, chiar era interesant și noi. Moldovenii, dacă zice unul noroc, încă e bine așa, care erau prieteni. Erau foarte, cum să vă spun eu, nu uniți erau moldovenii, nu știu acum, dar fiind eu am făcut armata în Ural, departe, unde era frig. Mai mulți prieteni moldoveni mi-au povestit în alte unități care slujeau, majoritatea toți așa. Nu știu la moment cum, dar pe timpul Uniunii Sovietice moldovenii erau, vă spun cinstit, sincer, fără să amăgesc, erau foarte nu uniți, care încredere nu puteai să ai. Mai degrabă te ajuta unul din altă republică, un ucrainean, un rus, pute dacă ceva bătăi la noi. În armat permanent primeau bătăi, pentru că erau ceceni, erau toate naționalitățile din fosta Uniune Sovietică, dar mă știe toată lumea, caucazienii sunt un popor fierbinte, erau și azerbaidjani, erau și asetini, și greci, și turci, și toate națiile, undeva la 20 de naționalități, care atunci eu, fiind tânăr, prima dată am auzit așa. Și ei se deosebeau foarte tare de moldovenii noștri. Și dacă v-a plăcut povestirea mea, puneți like, scrieți mesajuri, eu vă mai face, am o grămadă de istorie din armată care pot să povestesc ori întregi și câte cazuri s-au întâmplat. Și vă spun că bărbații care nu au făcut armata aici mai tineri, chiar și dacă fac armata aici în Moldova, aici e florișic la urechi. Noi cum am făcut armata, acolo era, vă spun cinstit, ca în Gestapo, și al puțin la noi, pentru că erau mulți caucazieni și caucazienii, nu era zi și cineva să nu se bată. Deci și zi, nu era oră și cineva să nu se bată acolo la noi. În orice moment am cazuri foarte interesante, istorii ieșite din comun despre armata noastră unde am făcut noi. Așa că aici povestirea mea o termin și vă spun la revedere!